Apostolul, Evanghelia și Sfinții Zilei. Apostolul și Evanghelia de sâmbătă, în săptămâna a 10-a, după pogorârea Sfântului Duh. Apostolul, din Epistola către Romani, a Sfântului Apostol Pavel citire. Fraților, vă îndemn pentru Domnul nostru Iisus Hristos și pentru iubirea Duhului Sfânt, ca împreună cu mine să luptați în rugăciuni către Dumnezeu pentru mine, ca să scap de necredincioșii din Iudeea și ca ajutorul meu la Ierusalim să fie bine primit de către sfinți, ca să vin la voi cu bucurie prin voia lui Dumnezeu și să-mi găsesc liniștea împreună cu voi. Iar Dumnezeul păcii să fie cu voi cu toți. Amin. Sfânta și dumnezeiasca Evanghelie din săptămâna a 10-a după pogorârea Sfântului Duh. Evanghelia care se citește în ziua de sâmbătă. În vremea aceea s-au apropiat de Petru cei ce strângeau dajdia și i-au zis: Învățătorul vostru nu dă dajdie. Ba da, a zis el, dar când a intrat în casă, mai înainte ca el să-i spună, Iisus i-a zis: Ce ți se pare, Simone? Împărații pământului de la cine iau dăjdii sau bir? De la fiii lor sau de la cei străini? Petru i-a răspuns: De la cei străini. Atunci Iisus i-a zis: Așadar, fiii sunt scutiți, dar ca să nu fim pricină de sminteală, du-te la mare, aruncă undița și peștele care va ieși întâi, ia-l, deschide-i gura și vei găsi un satir. Ia banul și dă-l lor pentru mine și pentru tine. În ceasul acela s-au apropiat ucenicii de Iisus și i-au zis: Cine este oare mai mare în împărăția cerurilor? Atunci Iisus a chemat la sine un copilaș și l-a pus în mijlocul lor și le-a zis: Adevărat vă spun vouă, dacă nu vă veți întoarce ca să fiți ca și copiii, nu veți intra în împărăția cerurilor. Deci, cine se va smeri pe sine ca acest copil, acela este mai mare în împărăția cerurilor. Doamne Iisuse Hristoase, Fiule și Cuvântul lui Dumnezeu, îți mulțumim că ne-ai născut din nou și ne-ai făcut fii și moștenitori ai împărăției tale. Amin. Îți mulțumim. Sfinții Zilei de 31 august. Așezarea în raclă a prâului Maicii Domnului. Sfântul mucenic Mina, Sfântul mucenic Faust, Sfântul mucenic Andrei, Sfântul mucenic Iraclie. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.